Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare, am zis etalare bonus pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță. Asta pentru că a fost o lună plină, foarte specială și voi face și pentru pești, pentru conjuncția Jupiter-Neptun, care se manifestă pe soarele lor sau pe alte planete pe care le au. Interesant cum au venit cărțile. Înainte să încep să povestesc despre aceste cărți, cum le simt? Cine nu are încredere că atunci când faci o meditație pentru o anumită zodie, înainte să faci o etalare, te curezi și faci meditație și intri cât poți în vibrația acelei a unui colectiv și poți să scoți cărțile un pic în avans, cine nu crede în aceste lucruri poate să iasă direct de acum și să asculte altceva, muzică sau alte etalare, da? Cine crede poate să asculte în continuare. Acum. Am două seturi de cărți. Harta. Poziția în care sunteți în această perioadă, unii dintre voi, nu toți. Spiritul animalelor, care vrea să vă vorbească în această perioadă. Iar. Sfaturi pe care aș fi vrut să le aleg la sfârșit, dar a venit unul despre care trebuie să povestesc. Apoi tot la fel, mesaje de la îngeri pe care le-am amestecat și vreau să le aleg la sfârșit, au venit câteva acum. Rămâne de văzut dacă mai iau la sfârșit, dacă nu uit, pentru că am amestecat și tarotul și acolo au venit niște mesaje. Cu alte cuvinte, Universul vrea să vorbească, să vă transmită niște lucruri. Unde sunteți? Cartea a venit pe orizontal. Rescue, salvare. Interesant, mi-aduc aminte, deși uite talările pe care le fac la fiecare zodie, mi-aduc aminte că la Zodia Balanței pentru luna aprilie a fost o carte care, cred că de aici, da, aceea cu orca, da, mi-aduc aminte, orca, puteți să ascultați începutul dacă vreți, dacă vă mai aduceți aminte. Era o situație forțată. Sunteți sau ați trăit o situație forțată de familie sau de niște preconcepții, apare diavolul de două ori, diavolul ca și număr 1 și da 15-15, în sensul ăsta vorbesc de diavol, ați fost forțați să stați într-o anumită relație, într-o anumită situație și simțiți unii dintre voi probabil că nu mai puteți, aveți nevoie de salvare, dar dragii mei, vă zic, salvarea este în voi. În momentul în care vă regăsiți credința în voi, în calea pe care Iisus Hristos ne-a arătat-o, nu mai aveți nevoie de alții. Alții vin și vă arată calea. Uite, vină, zboară cu mine. Interesant, aveți 6, aveți numărul îndrăgostiților, dar aveți și 16. 16 care este turnul. Ceva se dărâmă, aici este o construcție. Probabil a fost frumos când v-a apărut, a apărut. Pentru că asta face diavolul, creează iluzii, impresii, a apărut frumos cândva. Dar turnul vostru, în care probabil v-ați izolat sau v-au izolat alții, se dărâmă. Aveți nevoie de salvare? Salvarea e în voi. Salvarea e în voi. Mă uit la această carte și simt că v-ați reținut emoțiile. Ah, iar mi-aduc aminte de ce am citit despre apă. Puteți să reascultați izvorul vostru interior. Dragoste, apa. Emoțiile vi le-ați reținut în această stâncă, în această construcție. Repet, fac asocieri și cu orca, probabil influențați de alte persoane când ați ales să stați în această insulă de piatră, un meteorit, care nu are nimic de a face cu stabilitatea, interesant, meteoritul da, e în aer, cu stabilitatea pe care o căutați. Sau cu lucrurile simple, pământene, pe care le-ați căutat la un moment dat, ați crezut, da, nu, a fost o iluzie. E bine că totuși a venit pe orizontal. Dar când vine pe orizontal, este și un blocaj. Da? La capătul setului de cărți. Setul de cărți am împărțit în două. 15, am zis de două ori, numărul diavolului, într-o formă sau alta. Dar aici este și numărul cartea independenței. Și cartea stabilității. Locul
sau spiritul locului. Posibil în locul în care sunteți, există un spirit care încearcă să vă controleze, pentru unii dintre voi. Încerc să citesc intuitiv și mă uiș la numere. Altfel, de ce? Da, a încercat să vă controleze. Cu acest leopard care apare în spiritul animalelor, The Watcher, cel care privește, o figură foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Oricineva vă urmărește, dar nu cu prea multă dragoste. Nu. E un leopard de gheață. De gheață. Și gheața ce? Emoții înghețate. Emoții înghețate. Posibil stând în preajma acestei energii, spirit al unui loc, spirit sau om, cu spirit, cu un anumit spirit care nu vă reprezintă pe voi. Da? V-ați reținut și voi izvorul dragostea, posibil, pentru unii dintre voi. Interesant că setul de cărți aici s-a oprit la 15. E o diferență între a trăi în codependență, cum se întâmplă în așa zisele relații stabile, relații karmice, care în timp dovedesc că nu are nicio treabă nici cu dragostea, nici cu stabilitatea, nici cu religia, nici cu spiritualitatea, nici cu ceea ce aveți voi de făcut. O să vorbesc cât de curând, sper săptămâna asta, să vorbesc despre sufletele karmice, sufletele perechi și așa mai departe. De-aia se și dărâmă construcția, pentru că trebuie să se dărâme. Simt că va fi o etalare lungă, puteți să puneți pauză, să vă luați un ceai, o cafea, o bere sau o țigară, dacă vreți să ascultați. Dar ceva se întâmplă în viața balanțelor. Am spus că una e să fii codependent de cineva și să ai impresia că ai stabilitate și alta e să ai stabilitate prin independența pe care o ți-o câștigi, pe care o manifesti, unul, prin credință. E o mare diferență. Dar vă întrebați oare de ce vorbesc de manifestare și credință la numărul 15? Interesant, educație. Poate că trebuie să vă educați. Poate că cineva educat, da? O persoană educată are această putere să vă transforme viața. Ascultați, pentru că 5 înseamnă și profesorul, da? Și asta vreau să zic. Oare vă întrebați de ce vorbesc despre manifestare prin credința la diavol? Pentru că diavolul, ea uneori creează iluzii. Unde vreau să ajung? La acele tradiții sau eu știu ce lucruri transmise într-un anume fel care vă asigură sau vă promit stabilitatea, că poate să fie și falsul învățător, da? Că de-aia e diavolul. Trebuie să discerneți în magicianul, unul, magicianul, este cel care gândește. Interesant că aveți un unul care este blocat. Capacitatea unora de a gândi corect până acum a fost blocată, eventual, de aceste energii toxice. Dar trebuie să, eventual, 7, faetonul, apare 7 iar încă o dată, sub două forme. Trebuie să renunțați la această construcție, că oricum se dărâmă, mai devreme sau mai târziu tot se va dărâma. Dacă nu acum, mai încolo, dar vă prinde înăuntru și ar fi păcat. În ce sens? S-ar putea să nu mai aveți cale de scăpare, că tot înseamnă scăpare. Ah, ce frumos! Imediat vă zic, să nu uit, ținem gândul. Trebuie să vă împământeniți, o călătorie eventual la distanță, dar nu e vorba doar de călătorie, e vorba de decizia. E o decizie de a vă urma lumina, steaua. Vă pregătiți pentru anul viitor. Tot ce se întâmplă acum vă pregătește pentru anul viitor. Dar vedeți că mai e foarte, foarte puțin. Unii dintre voi poate ar trebui să citiți un pic despre
Culturile antice. Aveți acolo niște mistere, niște lucruri de descoperit, cei care vreți să vă ocupați de educația voastră și să găsiți lumina sau inspirația în cărți. Vin mesaje așa. Multe. Reciprocitate, transformare. Trebuie să vă transformați și să înțelegeți corelație dulce, da? Vindecătoare, că albina face miere, transformă, da? Transformă, da? Și vindecă. Se bazează pe reciprocitate. Și uitați câtă abundență, șase, apropo, da? De îndrăgostiți, câtă abundență se poate manifesta. Există probabil în preajma voastră sau va exista odată ce vă transformați, veți atrage oameni care vă oferă, dar trebuie să învățați și voi să primiți, să oferiți, da? Chestii de genul ăsta. Iar în spate trebuie să lăsați, aici trebuie să transformați, iar o chestiune, cred că a mai apărut, da? Ca să puteți să fiți fericiți, trebuie să fiți cu voi înșivă. Dar dinspre străbuni vine o energie, aveți o energie de eliberat, tendința de a sacrifica, inclusiv pe voi, din cauza ambițiilor, din cauza controlului, pentru că văd iar un patru posibil, poate că unii în familie ați învățat să vă sacrificați pentru alții, tipic unelor balanțe. Dar alții poate că în familie ați învățat să aveți controlul, falsul control, falsa învățătură acasă, falsă învățătură acasă. Pentru unii, nu știu pentru cine citesc. Da, uite, acțiune vorbesc puternic, aici este un răspuns. În fine, vedeți, dar cineva vă urmărește și cu dușmănie. Mesaj. Sfat pentru voi? Nu uitați că sunteți iubiți, nu-i frumos că apare zodia balanței? N-am căutat eu mesajul ăsta. Și fiți atenți la detalii. Fiți foarte atenți la detalii, la oamenii din locul în care stați, spiritul locului. Și în momentul în care vedeți ce este negativ în acel loc, puteți să vă eliberați, să faceți turnul, să răsturnați, da, acea construcție și să vă reconstruiți stabilitatea. Dar unde? În direcția, da, trebuie să plecați de acolo, faetonul numărul 7. Într-un alt loc. Eu așa sunt, așa mi s-a arătat în cărți, așa sunt ghidată să spun. În fine, hai să vedem. Punem cărțile deoparte. Din seria mesajelor de la îngeri, iar faceți, ah, ce frumos! Faceți diferența între dragoste adevărată și minciuna pe care ați trăit-o mulți dintre voi. Și am vorbit de fericire, da? Am vorbit de reciprocitate. Dar pentru asta trebuie să vă transformați, trebuie să ieșiți din apele tulburi. Iar e o chestiune care ține de apă, de emoții pentru balanțe. Numărul 18 este numărul lunii. Frica, dependențe, de familie, niște chestiuni care vin pe direcție maternă. Sunt multe de vorbit, dar hai să mai scurtez un pic. Da. E o dragoste adevărată în preajma voastră, dar cum ajungeți? Probabil că persoana care vă urmărește simte, presimte că vreți să plecați? Posibil. Ideea este că cine pleacă are motivele sale. Eu nu stau să judec acum, eu citesc niște cărți. Și fiți atenți că ar putea și ei să asculte această etalare. Dar nu ne pasă nouă de ei. Da? Pentru că ce este să fie al vostru, este al vostru. Dar trebuie să acționați în acest sens. 4 și cu 9, cât înseamnă? 13, nu? Transformare. Transformați prin acțiunile pe care le... Apropo de faeton, decizii și acțiuni. Iar apare 4, 3 și cu 1, 4, dar și 15, dar într-o altă formă. Probabil că aveți nevoie de compasiune, probabil că cineva, acest personaj, nu a arătat compasiune, dacă se poate urât, cât puteți. Păstrați-o un dram de compasiune pentru ei, eventual rugați-vă când puteți, cât puteți, că la un moment dat oricum va trebui să iertați pentru voi, nu pentru ei. Însă, vă creați
Un nou ciclu în viață, trece cu unul. Cred că a mai apărut de curând. Ah, da! Parcă tot la voi. Era 3 și 0 cicluri. În fine, dar faceți diferența între dragoste și dependență și obsesie și adicție. E o mare, mare, mare diferență. Hai să pun totuși cărțile. Ați văzut? Ia uite. O dragoste adevărat, dar repet, faceți diferența. Uitați-vă la detalii, vedeți cum se poartă persoana obsedată și vedeți cum se poartă persoana care vă iubește. Că poate la un moment dat toți avem anumite impulsuri care ne fac mai insistenți, să zic. Sau ne îndeamnă să ne retragem. Dar vedeți, faceți diferența între jocurile unui narcisist și, eu știu, impulsurile naturale ale unui om care iubește cu adevărat, în fine. În timp ce am amestecat, au venit acest mesaj. Am zis că e tolerarea mai lungă. Așa. Familia, iar, familia. Că e căsătorie, că e familia, educația, da, pe care ați primit-o în familie, e la baza acestei povești. Însă apare asul de spade. Începe să înțelegeți. Că tot am vorbit de magician, începe să înțelegeți, să dați la o parte vălul, iluzia. Să înțelegeți că acest control 4 poateți învăța de la tată anumite lucruri, poate. De la mamă, variază de la un om. E casa patra a familiei. Familie, carieră, da? Aici trebuie să înțelegeți ceva. Pentru că acest control v-a adus stres, v-a adus conflicte. Între timp a apărut dragostea, am văzut, da? Dragostea adevărată, regele de cupe. În momentul în care, acel turn în care ați stat unii dintre voi, începe să se zdruncine un pic, nu de tot, să se miște, se produc niște fisuri, da? Și prin acele fisuri începe să simțiți acea apă înghețată, acel izvor reținut. Dar am senzația că la un moment dat, chiar acele emoții vor dărâma. Așa simt, așa am fost ghidată să transmit, ghidată, nu știu, eu știu, poate de îngeri, ce ar fi, pe ei chem. Da, interesant, da? Turnul. Pe ei chem să mă ghideze când vorbesc. Cei patru arhanghieli, Sfântul Duh. E o separare între voi și cineva. Probabil ați încercat să o luați de la zero, ați încercat să vă împăcați și iar a apărut separarea. Din ce motive? Pentru că baza nu era corectă. Pentru că a fost prea mult control. Hai să vedem. Aproximativ. Mai amestec și în fața voastră, dar am ținut să vă transmit acest mesaj. Balanță, aproximativ. Aprilie, mai, eu știu cât o mai fi. Ia uite, conflicte. Mai ales cu acest, aș spune, dușman. Ia uite, răni. Trebuie să terminați, domnule, odată ciclul ăsta care v-ați mințit, crezând că vă manifestați stabilitatea, dar ați manifestat altceva. Ori ați permis altora să vă controleze, ori ați controlat prea mult și v-ați îndepărtat de spiritul vostru natural. Cineva vă arată calea, uite, cineva vă arată calea, uite, lumina. Uite, diferență. 4:40. Și aici, iar, cineva vine și vă cheamă. Hai, uite, am venit cu balonul. Glumesc, dar știți că nu sunt chiar lume. Am venit până la stânca ta să te iau, să te fur. O persoană care are alte idealuri, care nu e atașată. Vă este frică de necunoscut unora, dar trebuie să îndrăzniți. Și ce vreau să zic la început, am uitat să zic. Am început detalarea într-o vibrație foarte bună. Astăzi am desenat, un pic am făcut o schiță, m-am învârtit. Am ascultat niște prezentări foarte interesante despre flăcări gemene, despre suflete perechi, despre îngeri. Deci sunt într-o vibrație bună. Hai să vedem totuși. Nimic rău nu mă influențează acum. Și totuși a apărut acest The Watcher. Poate că voi urmăriți pe cineva. Poate. Hai să vedem totuși o carte pe acest watcher.
Doi de monede. Oh, și diavolul. Nu știți ce să faceți. Trebuie să alegeți un drum. Dar încă țineți la această relație karmică. Puf. Nu-mi place. Hai, balanțelor. Hai, mă, fiți și voi drăgălașe. Balanță soarelui, lună, Venus, ascendentul dumneavoastră în balanță. O dată, de două ori, de trei ori. Să tăiem regina de monede. Asta înseamnă, pe scurt, varianta cea mai bună ar fi să vă cunoașteți valoarea și să vă respectați. Patru de cupe, asul de monede, asul de bâte, băi. Iar cel care vă urmărește sau poate vă urmăriți pe cineva, valetul de spade. Hai să vedem în continuare. Regele de bâte, doi de spade, trei de bâte și nouă de spade. La capătul setului de cărți, spânzuratul. Iar simțiți, vreți să... Iar, vedeți? Ați încercat, nu știu cine, voi sau o persoană din viața voastră, să renașteți după o perioadă în care unul dintre voi nu s-a implicat. A fugit de comunicare, a fugit de adevăr într-o formă sau alta. Dar judecata înseamnă împăcare. Și totuși, această judecată a adus totuși turnul. Totuși turnul. Însă turnul aduce și dragostea adevărată, conștiința. Oricineva, vedeți voi unde sunteți, pentru că variază. Am zis, a fugit de comunicare, a fugit de renaștere și pentru că a fugit de renaștere, pentru că judecata e interesantă, ați văzut, ia uite ce frumos, da? Deci este, da, e un înger care rostește către oamenii morți să învie, îi cheamă, ies din coșciuge, asta în judecata. Și aici este o energie, este un personaj care se uită la voi de la distanță. Eventual, poate aici este tot așa, o trompetă, vă spune niște lucruri. Băi, trezește-te, vezi că te păcălești, vezi că te minți, vezi că ești mințit. Trezește-te, wake up, da? Stai într-un turn care nu are bază. Baza corectă. Și probabil că n-ați ascultat la un moment dat. Și s-a produs separarea. Dar separarea aduce și conștiința cuiva din povestea asta, că sunteți și bărbați și femei, da? Conștiința dragostei, regele de cupe. Și odată ce conștientizați, apropo de izvorul, începe să crape. Oh, da. Ce am zis mai devreme, da, turnul se dărâmă. Și începe să simțiți emoțiile, începe să simțiți că de fapt voi vreți dragoste, nu vreți ce ați trăit până acum. Și dragostea este alta. Faceți diferența, cum am zis, da, mai devreme. Am văzut și dragostea adevărată și faceți diferența. Și în momentul în care conștientizați asta, vreți să mergeți, să vă cuceriți persoana potrivită, pentru că acest personaj are o coroană, are deja, se conectează la spiritualitate și voi căutați un asemenea om, o asemenea persoană, da? Însă, mai sunt niște blocaje, niște amânări, pentru că încă nu v-ați eliberat. Încă nu v-ați eliberat. Și mai aveți de adăugat la noua perspectivă, spânzurat înseamnă o nouă perspectivă. Conectare la spiritualitate, vise premonitorii, inspirație divină. Cărțile arată că, interesant, vedeți, aici este asul de cupe, cineva v-a oferit iar oferta, judecata, balonul, da? Iar cineva care vine ca din rai, ca din cer, ca din cer. Un personaj, în ce sens? Care nu este atașat sau atât de mult până a deveni codependent și toxic de lucrurile materiale. Da? A venit.
Sau, mai bine zis, Universul vă oferă niște șanse. Era un banc cu evrei. Da, era un banc. Nu știu, nu mă pricep să spun bancuri. Dar era o inundație mare. Și la un moment dat, bine, așa era bancul cu evrei. Poate să fie și rus, poate să fie și francez, nu contează. Un personaj, un omuleț, da? La un moment dat, apa tot crește în jurul casei și vin, eu știu, pompierii, salvarea să adune oamenii din preajmă. Personajul respectiv refuză. Nu, nu, eu cred în Dumnezeu și în salvarea și nu știu ce. Că o să fie bine. Apoi, tot așa mai cresc apele și vin niște avioane. Omul se duce la primul etaj și refuză ajutorul lor. Sau nu sunt niște bărci, în fine, nu contează. E un banc, nu mă pricep să spun bancuri. Sau parabolă, ce-o fi. Ajunge la un moment dat, pentru că apele tot creșteau, personajul respectiv să stea pe acoperișul casei și să strige după ajutor la Dumnezeu. Și la un moment dat, Dumnezeu, apropo de judecată, spune, păi ți-am trimis salvarea, ți-am trimis pompierii, ți-am... Apropo de salvare, interesant, mersi mult de inspirație, da? Ți-am trimis, eu știu, avioanele de la Smur, ți-am trimis bărcuțele, eu știu, voluntarilor și tu n-ai ai refuzat de fiecare dată. Ai refuzat de fiecare dată. Acestea, aveți grijă. Pentru cineva clar e acest mesaj. Deci, a venit dragostea și ați refuzat-o. Dragoste și pasiune. V-ați simțit atras din punct de vedere fizic de acest personaj, dar s-a manifestat refuzul. Pentru cine citesc, vă știți. Se putea manifesta asul de monede și asul de bâte, o nouă relație stabilă, nu ca cealaltă, plină de pasiune, în care vă simțiți bine și fizic și aveți inspirație, puteți să creați, da? Că focul și pământul, într-o formă sau alta, pot să creeze, da? Și ce este interesant, ce creează focul și pământul? Teracotă, da? Stabilitate pentru viitoare casă. Dar s-a blocat acest potențial. S-a blocat acest potențial. De ce? Pentru că a fost o distanță. Poate că unul a sperat mai mult decât celălalt. Însă, nu doar că a sperat unul mai mult decât celălalt. Dar, unul dintre voi a fost într-o relație. Celălalt era independent. Și cel independent, interesant, privește către soare, către emoțiile sale, nu le are captive într-o stâncă, are dita mai oceanul și soarele în față. Probabil că acest trei de bâte exprimă dorința cuiva, ori de a pleca, oricine, nu știu, e vorba de o plecare de un drum, da? Și de manifestarea unei stabilități patru de bâte, unei altfel de stabilități, nu cea pe care ați experimentat-o. A fost o încercare, o văd ca pe o să și clarific, ca pe o încercare. Și totuși, probabil, din niște motive, lipsa comunicării, prea multă energie pasivă, de fapt nu energie, prea multă pasivitate, prea multe regrete, prea multă depresie, prea multă lipsă de energie, da? Păi măi, când ai atâta asul de cupe, asul de monede și asul de bute în fața ta, ce faci? Nu te mobilizezi? Și totuși, probabil acel împărat a manifestat varianta sa negativă, controlul, stânca. Nu mai aștepta să vină alții la voi. Manifestați voi ceea ce vreți să manifestați. În fine, hai să vedem. Patru de cupe clarificăm pentru balanțe. Ideea este că valetul de spade sugerează că urmăriți, ori voi urmăriți pe cineva pentru că v-ați îngrijorat, ori alții vă urmăresc pe voi. Însă, în plus, este foarte importantă discuția despre grijile pe care le aveți. Dacă voi aveți aici multe griji pentru că
Până acum am vorbit de o situație foarte neplăcută. Discutați despre ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, lucrurile prin care treceți, decât să blocați, mai bine discutați. Pentru că aveți soluțiile în față. Oportunitatea aici, balonul aici. Ia uite, 10 de spade, dar încă, nu știu ce. Da, sunteți răniți, ok, dar dacă vine cupa vindecării și a iubirii, chiar să nu o primiți? Regina de bâte, ia uite, un personaj de care și nu vorbesc de semn de foc, nu, un personaj cu care rezonați și din punct de vedere. Ia. Ce ați făcut aici? Ați refuzat? Nu știu pentru cine spun. Cred că ați făcut o alegere proastă aici. Lumea e încheiere de capitol. Cu cine? Cu un personaj predestinat, împărăteasa, steaua, 10 de cupe. Un personaj care vă făcea fericit, fericită, da? Dar care a trebuit să suporte poziția de a treia persoană într-un cuplu. Da? Și din cauza asta a fost abandonată. Și pentru cine a fost abandonată? Pentru. Adică ați refuzat. Casul de cupe aduce dragoste. Ați refuzat dragostea aici sub forma, iată, 10 de cupe. Deci asul de cupe vă aducea, 10 de cupe vă aducea împărăteasa și steaua, vindecarea și dragostea. Dar s-a încheiat capitolul din cauza distanței și din cauza distanței, eventual poate era nevoie de comunicare online, poate, din cauza distanței, unul dintre voi a preferat un parteneriat sexy, strict sexual, așa îl văd, strict sexual, versus un parteneriat care oferea totul. Asul de monede. Cavalerul de cupe. Da, cupa asta vă aducea și stabilitate, dacă o ascultați. Dar asta și v-ați gândit. Ia uite. Poate prea mult la această stâncă, la materie, la bani, la falsa stabilitate. Asul de bâte. Clarificăm asul de bâte. Eventual, cavalerul de cupe, pentru că vine așa pe diagonal, n-ați comunicat prea mult, n-ați lăsat acest izvor să curgă. Să se exprime. Căci că acțiunile vorbesc puternic, da? Acțiune, cavaler, e o formă activă, iau. Iar am senzația că ați ales prost. Iar pentru iubire, într-adevăr, trebuie să lucrezi cu răbdare. Cu răbdare. Trebuie să poți să manifesti iubirea. Dar cineva a schimbat de la manifestarea iubirii, a schimbat direcția înspre o zonă tradițională în care se păcălește. Probabil ați crezut că această pasiune și aceste emoții sunt doar un ideal. Da? Așa cum puteți să credeți că dacă vine cineva cu nu, băi, tu ești în nori, am nevoie de stabilitate. Ok, stai în stabilitatea asta, că de fapt este un meteorit. Dar nu are nimic stabil, e doar o impresie. E doar un conglomerat de pietre, de, eu știu, bani în bancă, de construcții, de case, terenuri, ce ori mai fi, mașinuțe. Zic și eu, mai adaug, da? Poate aveți un peisaj frumos, da, ok. Dar sunteți ca într-o cușcă, ca într-o peșteră, de fapt. Ia uitați. O să vă și imaginea mai de aproape. Clarificăm nu, valetul de spade. Bine, ar fi trebuit să mai întâi să clarific și pe urmă să spun ce vă. Da, sunt mesaje scurte. Știți cum e, că și într-o discuție vorbești despre un subiect, dar să mai vin idei pe parcursul, una alta.
Valetul de spade, te rog frumos pentru balanțe. Oh, blur. Valetul de spade. Iac. Dar toate vin așa într-o parte. Regina de monede. Soția vă urmărește? Oricum, cine urmărește pe altă persoană nu are simțul valorii, nu are stabilitate în el, în ea. Pentru că simte că acest pământ, această monedă, eu știu, mare, mare, pe care ați creat-o, că am văzut și regele de monede, se dărâmă, da? Toate la voi, după cum vedeți, clarificările vin, bine. În diferite poziții. Mai încercați, domnule, și alte poziții. Da. La capătul setului de cărți, comunicare. Comunicați. În loc de cât să vă blocați aici, sunteți voi, da? Care vă blocați, puneți granițe personale, regele de spade, sau poate alt semn de aer. Aveți un suflet pereche la care vă gândiți. Dar ceva din voi are o atitudine foarte, nu aș spune autoritară, nu, defensivă, prea sobră. Când puteți să comunicați și comunicarea plină de pasiune și cu sufletul deschis, da? Cu sufletul pereche, nu cu sufletul karmic, cu sufletul pereche, vă poate vindeca temperanță, vă poate echilibra. Clarificăm regele de bute. Și asta 0, da? 0. Ați vrea să o luați de la 0. Știți, a, interesant cum pică peste, știți că trebuie să o luați de la 0. Dar nu știu de ce mai amânați. Vă simțiți abandonați de regina de bâte eventual. Dar sunteți între două energii. A, e interesant, eventual ați descoperit că și împărăteasa poate să fie regina de bâte. Păi, dar împărăteasa le conține pe toate, pardon. Împărăteasa fiind simbolul iubirii, a compasiunii, a creșterii, a abundenței și al vindecării cu stea. Și nu vorbesc de zodii, nu, nu vreau să mă fixez pe zodii. Dar au intervenit influențe, da? Cinci de spade. Ego. Clarificăm. Doi de spade. Pentru balanțe, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în balanță. Hai, de vești bune și pentru balanță. Oh, ce multe. Da, știți, știți. Intuiția vă spune, iar faetonul, că tot vorbeam despre el, că trebuie să alegeți, să mergeți într-o... Să mergeți să vă consultați cu cineva, pentru că am senzația că nu știți ce să alegeți. Doi de spade, doi de bâte. Nu știți ce să alegeți. Știți că trebuie să o luați de la zero, clar, dar nu știți încă n-aveți siguranță. Am zis că nu întâmplător a venit și bancul ăla. Tot vi se trimis semnale și nu, că mai stau, că poate nu e asta, poate vine Dumnezeu și mă ia pe aripile sale, prin îngeri, prin alte chestii. Păi Dumnezeu trimite salvarea prin oameni, da? Prin oameni. Asul de cupe. Și asul de bâte. Și asul, da? Prin oameni. Iar e o bâtă care stă pe loc și una care s-ar pregăti de plecare. Sunteți pe punctul să renunțați la acea falsă stabilitate. Sunteți voi justiția. Dar treceți printr-o perioadă foarte grea cu eremitul, în care trebuie să vă găsiți steaua, lumina, dar a venit steaua, vi s-a arătat. Doar că nu vreți să vă uitați la ea, ce se întâmplă. Da, e un personaj aici, nouă de monede, independent, cu care puteți să inițiați ceva original, interesant, frumos. Dar trebuie să alegeți doi de monede. Iar doi de monede, iar doi de bâte, iar doi de spade, care reprezintă Mercur sau Marte în balanță. Iar hiperanaliză, depinde și ce vrea alte planete, iar și justiția înseamnă analiză. În aceste de cărți, interesant că are sabia în jos. Gândește, nu cuvântează. Dar, posibil că e și o căsătorie sau un contract, dar dacă e căsătorie, aici vă simțiți singuri. Singuri. Pentru unii.
Acum nu știu pentru cine, dar pentru unii așa este. Că e căsătorie. Sau dacă e job, vedeți cum e. Poate raportați lucrurile astea la job. Trei de bâte. Trei de bâte. Da, interesant. Probabil că unii dintre voi faceți cu 3 de bâte și 8 de monede, faceți drumuri pentru muncă, da? Faceți bani la drum sau trebuie să mergeți către un job. Și în acest drum, către job, ori v-ați întâlnit o pasiune, ori o mare iubire, că am văzut True Love, da? 8, 2 cărți. Și totuși, regretele astea, 5 de cupe de fapt regretă 10 de spade. Și se simte abandonat, nu știu de ce, 5 de monede, sentimentul de abandon, că dacă mai... Mergeți, dragii mei, iau, iar, singurătate. Mai, 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 9 de spade. Pentru cine citesc, mai, dragii mei? Nu știu pentru cine citesc. Nu sunt multe, dar vă soarele, uite, soarele prin preajmă. 9 de spade, clarificăm 9 de spade. Asta parcă vrea să vină, iau-te, regina de cupe. Și regele de cupe, băi, dar ce diferență între regele și regina de bâte, da? Relație strict sexuală. Și aici este suflet pereche, clar. Dacă o fi și twin flame, variază. Dar, în primul rând, suflet pereche. Cei doi își arată varianta bună a lor. Asta nu înseamnă că nu poți să fie și pasional. E turnul, da? Aici este. Decepțiile, da, uite. Diferență între o relație, ia uite, îndrăgostiție, numai relații, da? Toate vorbesc despre relație. Faceți diferența, cum spunea, unde era cartea, că am văzut-o, da? Nu uitați de dragostea adevărată, sărutul care trezește divinitatea din celălalt. Eu așa văd cartea asta. 30 a apărut și la etalare pentru... aprilie. 30 și 31. Faceți diferența noi. Poate că pentru unii, dacă nu-i suflet pereche, e flacără geamănă. Dar care e diferența? Într-o relație vă luptați, în relația karmică vă luptați tot timpul și în relația cu sufletul pereche vă îmbrățișați, vă mângâiați, vă susțineți. Și da, apar confuzii. De fapt, eu ce să aleg? Aici sunt opțiuni. Ce să aleg? Care e adevărată și care nu e adevărată? Și uite așa se manifestă din cauza confuziilor și în comunicare și în felul... Pentru că trebuie să alegeți. Vă răniți și voi sufletul? Și răniți pe ceilalți. Poate neintenționat. Și uite, așa apare turnul. Dar după turn, am zis, din crăpăturile astea, izbucnește, năvălește izvorul ăla de dragoste. Până la urmă, asta e. Fiecare trece prin anumite experiențe. Și trezirea, cum am văzut pe eremitul, dar e o lecție spirituală. Noaptea întunecată a sufletului, ca să vă găsiți lumina interioară. Îmbrățișați-vă emoțiile voi, da? Cam asta e situația. Hai să vedem, totuși. În final, pentru această perioadă, pentru balanțe, în final, dar în principiu a trebuit, totuși, din toată povestea să înțelegeți ce aveți de făcut. Hai să mai văd ce aș avea de clarificat. Stai, ce aș avea de clarificat? Mai trebuie să clarific. Clarificăm regina de... Ia uite. Educația strictă, nu educația aceea în care cartea lumina, nu? Aia e altceva. Asta e o educație strictă, reguli, religiozitate, fanatism, da? Eventual sunteți căsătoriți cu cineva, cu zodia de foc, poate, sau taur, poate. Pentru unii, nu pentru toți. Clarifică regina de monede. Steaua. Și soarele. Interesant. Înseamnă că voi,
unii dintre voi urmăriți această stea. Da? Vă aduce multă fericire. Iar văd distanță între voi cu 6 de spade. Vedeți cărțile? Da, distanță. Dar sunteți, ia uite, între relații, vai de mine, căsătoria asta în care aveți responsabilitate, sau familie, nu neapărat căsătorie, familie, pot să fie și neamuri, da? În care aveți multe responsabilități, vă consumați energia susținându-i, dând bani în casă și vă simțiți singuri unii dintre voi. Da. Și cealaltă persoană independentă. Și asta creează conflicte. Nu doar în voi, că trebuie să schimbați energia, e un exemplu, da? 9 de monede pentru mine întotdeauna e o persoană care inspiră ca și steaua. Dar sunt și invidiile celorlalți. E o distanță, da, e o distanță între voi, dar voi trebuie să lăsați acele lucruri toxice, că asta de-aia a apărut și diavolul și îndrăgostiții, da? Da, vă face fericiți această persoană. Și mai presus de fericire, vă aduce și, dragii mei, e o mare diferență. Asul de pute, da, poate să fie sexy, poate să fie sexual, dar nu este doar atât. Este inspirație. Este inspirație. Poate că unul se gândește mai mult la sex decât la ce ar putea să facă împreună, ce ar putea să creeze, o forță creatoare. Acum, cine această regină de monede un pic înclinată, care nu-și cunoaște încă valoarea, care își pierde din stabilitatea veche, aia materială, pentru că trebuie să descopere ceva. Că n-are cum să fie steaua și regina de monede. Clar, sunt două persoane diferite. Că sunteți bărbați, puteți să fie lipsa voastră de... Nu vă conștientizați valoarea. Da, știu pe cineva, există o personaj balanță care într-adevăr are o soție în zodia vărsătorului, da? Care nu e stabilă. Știu și asta, dar nu mă pot fixa doar pe acest mesaj. Pentru că etalarea este colectivă. Deci mi-am adus aminte, dragă ascultătorule. Da. Și urmăriți ce se întâmplă. Hai să vedem soluția sau nu soluția, că o să fac sfaturile de aici, sfaturile vin de aici. Mai dăm un sfat, știți? Că trebuie să știți că sunteți iubiți, cineva vă iubește. Cu adevărat, e o diferență, repet, între a fi codependent, a fi toxic, a fi obsedant și a vă iubi. Dar ca să faceți diferența și voi trebuie să știți să vă iubiți, ca să discerneți. Dacă nu discerneți, e clar că nu vă iubiți unii dintre voi. Hai să vedem, un final al acestei povești pe această perioadă de timp. E o perioadă scurtă, să zicem, aproximativ 7. Mai iar așteptare, stai și vă gândiți să investesc în ce. Mai, cu cât țineți, cu cât sunteți mai reținuți, sunteți în această stâncă, cu atât vă mințiți. Un final pentru balanță. Soarele nu avem, să iau. Încă unii dintre voi sunteți în această familie sau educație pe care ați primit-o în familie sau căsătorie și aici e un contract, da? Și conexiunea, adevărata conexiune la spiritualitate. Și vorbim de spiritualitate pentru că în aceste vremuri chiar trebuie să renaștem din ceea ce ne ține pe loc. Dar hai să clarific, totuși, la capătul setului de cărți, iar conflicte mentale. Asta este sufletul vostru. Poate e un alt semn de aer cu care vă certați, sau neapărat semn de aer, orice semn. Puteți să vă certați cu cineva. Aveți argumente. Clarificăm 7 de monede. 7 de monede obosit de prea multă muncă, cavalerul de spade. Vă gândiți dacă să comunicați. Marea preoteasă și temperanța. Există un personaj care vă vindecă. Există.
Clarificăm marele preot. Ups, iar a sărit invers. Ia uite, valetul de cupe. Valetul de cupe invers. Oricineva e prea rigid și nu vrea să-și ceară scuze, posibil, pentru că știe că trebuie să se împace cu cineva, își dorește să se împace, vă doriți să vă împăcați cu cineva, eventual, sau să renașteți, poate să nu vă împăcați cu... Vedeți unde sunteți. Că bănuiesc că nu vă doriți să vă împăcați cu diavolul, dacă este vorba de renaștere, păi este, dar comunicați cu altcineva. Nu cu relația toxică, nu cu relația karmică. Însă, dacă unii aveți unii dintre voi sau altcineva față de voi, este foarte încăpățânat în educația aceea masculină, negativă, distorsionată, da? Și nu vrea să-și ceară scuze. Valetul de cupe invers, ce-ar mai fi? Ce să zic? Aș spune să spun sau să nu spun? Hai să vedem totuși judecata și pe urmă mai vedem judecata. Judecata. Clarificăm judecata. Gândiți, dragii mei, dar gândiți. Conectați la intuiție și la vibrații înalte. Da, dacă tot ascultați. Tot ascultați și urmăriți această stea, acest personaj care aduce vindecare, aduce lumină într-o formă sau altă și v-am arătat cărțile. Nu mai vorbesc de Zodia Vărsătorului, vorbesc de cineva care vă inspiră, altă varianta adevărată a stelei, de fapt, de a-i stea. Măcar învățați, cineva vă arată calea. Judecata. Judecata pentru balanțe în această perioadă. Judecata. Oh, Doamne, și ce videoclipuri am ascultat și ce interviuri am ascultat astăzi. Cândva poate să vă povestesc. Dar unii nu sunt pregătiți să le asculte, să le audă. Îndrăgostiții mai. Încă nu știți ce să alegeți, dragostea sau tradiția? Dă-mă cartea. Trebuie să schimbați energia, dar deocamdată știți că trebuie să oferiți reciprocitate. Unde era? Unde era, domne? E reciprocitate. Da? Reciprocitate. Șase de monede înseamnă reciprocitate printre altele. Dar trebuie să, nu știu, să învățați această reciprocitate ca să puteți schimba roata. Să vă puteți schimba norocul, să vă manifestați stabilitatea cu răbdare în altă direcție. Pentru că asta nu mai e. Cavalerul de monede vă îndeamnă să construiți în altă parte, să puneți granițe personale în fața celor care v-au strunginat și să mergeți cu încredere în altă parte. Da, nu știți! E marea preoteasă, nu știți! Dar trebuie să aveți încredere, credință. Pentru că, ia uite, dacă aveți încredere, wow, veni și sufletul pereche, dragostea adevărată. Îndrăgostiți, sunt aici. E în preajma voastră. Plutește în aer. În cazul în care nu v-ați întâlnit, plutește în aer, dar trebuie să vă eliberați, pentru că nu vă puteți duce cu aceste bagaje, da? La persoana iubită. Sau pe care o veți iubi. Valetul de cupe. Invers. De ce invers? Valetul de cupe invers. Lipsa comunicării interesante, emoționale. Oh. Blocaje. Dar lipsa comunicării din suflet, emoționale, asta a blocat, să zic, și evoluția spirituală a cuiva și a persoanei sau persoanelor care trec în acest turn, da? Cum poți să construiești fără apă, fără emoții? Chiar și pentru cărămiză ai nevoie de un pic de apă, da? Pământ, apă și foc, da? Asta e. Altfel totul arde. Apropo de videoclipul cu apa,
Hai să vedem sfaturi. Am vorbit mult, dar asta e bonus. Sper că v-ați luat și voi ceva de băut, de ronțăit. Sper. Asta e. Sfaturi. Lighten up, luminați-vă! Luminați-vă! Și dacă sunt, iau, și steaua vă arată drumul. Luminați-vă, mă, și fiți reali, fiți autentici, reali. Respirați un pic, faceți exerciții de respirație, mai ales când sunteți plin de tensiune. Cu alte cuvinte, faceți-vă curaj. Și detoxifiați-vă. Stați într-un mediu, nu mai repet că rețineți ce am spus, da? Am citit ce era pe aici? Da, am citit. Sfaturi sau, nu știu, un mesaj de la înger, de la îngeraș. Ia uite, fii real, fii autentic, fiți voi, măi, că nu sunteți. Și dacă nu sunteți, este pentru că a stat în medii care nu v-au permis, dar eliberați-vă de acele medii, de acele locuri, spiritul locului, da? De acele locuri. Și uite, urmați conducătorul, lumina. Acolo vă veți găsi stabilitatea. Like attracts like. Oferiți, apropo de reciprocitate, da? De doi. De doi este și numărul balanței, da? Că este 11. Justiția are numărul 11. 1 și, da? 10 și cu 1 e 2. Primiți dragoste, oferiți dragoste. Și așa trebuie să fie în acest cuplu. Aici este judecata, gândiți. Trebuie să vă gândiți la niște subiecte, da? Și iau, uitați ce frumos, uniunea inimilor. Noi, dacă faceți necesari, dacă faceți pașii necesari. 2 și cu 8. Dacă oferiți reciprocitate, că tot avem 2, se transformă relația dintre voi. Sunteți doi oameni care vă transformați împreună. Fuzionați, o ce frumos. Eu cred că atunci când vă îmbrățișați sau când o să vă îmbrățișați, că poate unii nu v-ați întâlnit încă sufletul pereche pentru că nu v-ați eliberat. Dar în momentul în care vă eliberează această energie foarte toxică, situații neplăcute și vă veți întâlni cu sufletul vostru pereche, știți cum se fac așa părul, o să simțiți că vi se ridică părul în cap. Da, o să fuzionați. Simțiți foarte bine împreună, frumos. Dar e nevoie să iau-te două cărți care vă avertizează că trebuie să exprimați dragoste. 6, numărul îndrăgostiților, 19, numărul soarelui. Frumos, da? Bine, totuși, dar trebuie să lăsați... Abia aștept să închid și eu. Abia aștept să închid. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, mai și dragoste. Dragostea asta pe care o visați, o doriți, o merită orice om, dar om, oamenii care fac pașii necesari, eliberările necesare. Mai suntem într-o situație în care cine vrea să se ridice, dincolo de acest 3D, se ridică. Și sunt ajutați. Unii dintre voi sunteți ajutați. Mare grijă să nu pierdeți acest ajutor. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, iubire și ce mai vreți voi. Numai bine. Ceau, ceau.